Salut, bine ați revenit la un nou video. Aveam niște imagini salvate în telefon și în calculator, arhivă personală pe care mi le-au tot trimis din România, în timpul construcției gardului de la stradă. Uitați, vedeți în poza asta cum era și cum este acum în prezent. Și m-am gândit să, și așa n-am ce să fac, și m-am gândit să le editez și să fac un video cu toată construcția, de la început până în momentul în care se află acum. În foarte scurt timp, oricum o să continuăm treburile acolo la casă, pentru că o să mergem în România și am zis dacă tot le am, pentru că eu anul trecut am filmat în vară când am fost, eu v-am tot zis că o să fac gardul și așa mai departe, dar nu n-am mai filmat, n-am avut timp și filmările pe care le-am avut, astea care au fost, erau foarte scurte și n-am mai avut de ce video să le leg și am zis lasă că o să le pun când o să continui lucrările. Păi bine, hai să începem. Aici este o filmare de pe camera de supraveghere pe care o aveam în momentul respectiv, care era pusă pe o anexă acolo în curte, în momentul în care mi-au adus nisipul. Băieții descărcau, era, nu știu dacă e nisip sau sort, era prima etapă a construcției, a fost făcută comanda de materiale. Aici e momentul în care a ajuns și cheresteaua. Nu mai știu că s-a comandat, cred că 1 m3, nu mi-amintesc. Asta a fost pentru cofrajul de la stâlpi, de la fundația gardului și pentru ce le-a mai trebuit să-și facă șipci sau la ce s-a folosit. Oricum, o mare parte o să se vadă în video ăsta. Aici urmează un video filmat de Alexandru, vi l-am mai prezentat pe Alexandru în videourile de anul trecut. Aici mi arăta fundația de la stâlpi, adâncimea de la fundația porților. Bine că eu la început nu m-am exprimat bine, astea erau de fapt porțile, nu gardul. Au fost, o să vedeți puțin mai târziu, pentru că gardul l-am făcut eu, porțile le-au făcut ei. Uitați, asta este fundația de la stâlpi. Aici plasa care s-a băgat și adâncime. S-a săpat un 40-50 în pământ, cam așa, mai mult sau mai puțin. Vedeți, s-a lăsat mai sus pentru că eu a trebuit să mă ridic cu poarta. Uitați, aici s-a turnat betonul în pământ. Eu a trebuit să mă ridic cu porțile pentru că am vrut să ajung la nivelul străzii, o să vedeți cât de curând, acum în videourile care urmează. Eu am vrut să mă ridic cu porțile la nivelul străzii pentru că mi-a intrat toată apa în curte și oricum se vedea și urât. Și principalul motiv a fost că nu putem să las mașina la poartă. Nu știu dacă ați observat din primul video, din poza aia pe care am pus-o la început. Nefiind foarte mult spațiu la poartă, rămânea aproape jumătate de mașină, rămânea în stradă. Și am luat decizia de a mă băga cu poarta în curte, chiar dacă pierdem eu teren. Dar așa am câștigat spațiu la poartă și înainte se putea parca o mașină, da și aia cu dificultate, dar acum pot să pun chiar și 2 mașini, chiar și 3 fără probleme. Uitați, aici deja s-a turnat și partea superioară a fundației de la poartă. S-au cofrat stâlpii și s-au și turnat. Deja erau turnați. Uitați că au și niște, nu s-a văzut bine, da, uitați, au niște țigle deasupra pentru că s-a anunțat ploaie în zilele alea și să nu intre apa în cofraje, să nu afecteze betonul. Asta e filmarea făcută tot de Alexandru.
Mi-a arătat cum a ieșit betonul, arăta și înălțimea. Este o diferență de vreo 60 de centimetri între nivelul curții și partea de sus de fapt, partea de suportă, placa de sus, voiam să zic partea de sus a plăcii de beton care s-a turnat. O să o vedeți imediat. Uitați, deja se turnase 3 stâlpi. Urma să se decofreze și aceleași cofraje pe care le-au făcut ca să nu strice foarte multă scândurile, le luau și le montau la ceilalți 2 stâlpi. Asta a fost ideea, pentru că timp era suficient și să nu se facă risipă de material. Pentru o zi în plus sau 2 zile nu era problemă. Se decofra și se mutau în partea cealaltă. Uitați fundația cum a ieșit. Aici deja s-au turnat și ceilalți 2 stâlpi. Astea erau talentele artistice ale lui Alexandru, un filmat și de jos și din toate părțile. Uitați, vedeți, deja s-a montat și al doilea stâlp. Uitați diferența între gardul vechi, la înălțime mă refer, și cel nou. Este aproape dublu, dacă nu chiar e dublu. Era și vechi și, bineînțeles, oricum trebuia făcut și l-am făcut cu ideea în care la noi în România știți foarte bine și mai ales la țară toată lumea se uită care trece pe stradă, sunt curioși, mai ales când știu că ești plecat în afară și te văd prin curte să vadă ce mai faci, să mai și nu suport treaba asta, n-am suportat-o niciodată. Și din motivul ăsta l-am făcut atât de înalt. Și mai ales că gardul vecinilor acolo la mănăstire, uitați, gardul ăla alb, are tot aceeași înălțime și am zis, nu s-ar vedea așa urât. Dacă era gardul vecinului din stânga și gardul vecinului din dreapta erau mai mici, da, poate s-ar fi văzut mai ciudat. Dar fiind celălalt atât de înalt, nu n-a rămas rău deloc. Aici, în momentul ăsta, venise o mașină de piatră. Au băgat ei umplutura ce au avut pe acolo și sort și nisip ce a mai rămas au încercat să mai ridice nivelul. Asta era înainte de a turna placa de beton de la poartă, dar au adus o mașină de piatră, 3,5 metri cub de piatră, să mai și ridice nivelul, să nu intre atât de mult beton și pentru duritate, pentru că e ideal să se pună un strat de piatră, un pat de piatră, cum se zice, înainte de a turna betonul. Pentru că se așează mult mai bine și nu consumați nici atât de mult beton. Mai bine să astupe, să intre piatra în toate găurile decât să vă intre beton. Aici deja erau la stadiul de a zidi, erau cu zidăria. S-au făcut cele două laterale de la porți. Dacă ieși, îi tai și... Tăiați, nu? Mai bine. Îi tai și adunați după... Dacă nu mai cad. Și așa le lăsă toate. Îl pui pe ales să filmeze pentru vlog? Da. Păi dacă eu n-am timp... Dacă n-am mai avut timp... Păi și pe noi aici când culegem prune. Adunați. Le luați bravo. Sunt câteva cuie, câteva
De ce nu v-ați pus acolo ceva ca să astupați dura aia la canal? Uite, a fost așa, da. Așa, ca să nu se ducă prunele nouă. Păi filmează, mai filmează și pe ei, nu mai pe mine. Și poți ieși stradă. Andrei, să zică și eu ce vreau să zic. Gardul de la stradă e și ăsta terminat. Și... nu, că nu fac poză. Intră, intră. E și ăsta terminat. Am turnat ieri, am turnat stâlpii. Am făcut cu fragile, i-am îndreptat și am turnat ieri stâlpii. Azi îi lăsăm până pe la 2 și pe urmă ne băgăm să decofrăm. Să punem capacele de la stâlpii ăștia 5, ăștia 4 și ăla de acolo. A ieșit, mare frumusețe. Am schimbat aseară pe la 10:30, am stat. Am schimbat și clanța asta la poartă. Mare șmecherie aici, asta mă sunt din Spania. N-am găsit șuruburi, de care voiam eu, că voiam negre, dar o să le dau puțină vopsea. Că lăsese tata una de la D, demanda nu era ce trebuia. Uitați cum a ieșit și aici. Și acolo gardul, frumos. Mare frumusețe. O să iasă enorm, să nu se mai vadă în curte, dar l-am și făcut așa. A fost ceva investiție, dar se merită. Am tăiat și prunii. Am trimis acum să cumpere lanț la drujbă, să-i tăiem și pe ăștia ce au mai rămas, că nu am tot tăiat și s-a stricat lanțul. Da, merge treaba. În 2 săptămâni, cât am stat, am făcut ceva. Am lipit și literele astea și numărul de la casă. Astea le-am adus din Spania. Le-am găsit pe la un castel pe unde am fost noi să vizităm. Toată lumea a rămas blocată. Le-a plăcut mult, că toți m-au întrebat de unde le-am luat. Dar nu... O să aduc la ăștia apropiați, o să le aduc și lor să-și pună. Salut! Da, ne băgăm să turnăm scara și... vedem mai târziu, dacă mi-o mai dat timp să filmez. E greu tare cu filmatul aici, că nu... trebuie să fiu peste tot, cu toți. Și... n-am timp. Ce-a mai filmat Alexandru, dar... e greu. Mă gândeam că o să am mult mai mult timp de filmat și să mă ocup de treaba asta cât stau aici, dar nu, imposibil. Sunt mai aglomerat decât în Spania. Hai, ne vedem mai târziu. Gata, s-a săpat și ăsta la scară. Fundația, au săpat-o băieții. A ieșit imensă, nu mă așteptam să iasă atât de mare, are 3,81 lățime, cu 1,90 de la zid acolo până aici. Am pregătit și fierul și stâlpii și tot. I-am făcut și stâlpi pe colțuri să țină, să fie pe viață. Acum să legăm fierul ce mai e și să ne apucăm să o turnăm, să pregătim betonul. Am umplut și acolo cu pământ. Merge.
merge treaba. Mai avem azi și mâine. Mâine noapte plecăm. Să rămână ei aici în continuare să termine ce mai este. Să vopsi și gardul ăsta. Cu lui mama care vopsește. Mai are puțin și e și ăsta vopsit tot. Pe urmă să curățăm, s-a făcut și poarta, a făcut odată asodatul, am pus și policarbonat și după aia să punem plasă de aia verde pe aia să nu se mai vadă nimic și așa toată lumea se uită. Gata și gardul, am pus și panourile. Nu, am reușit să terminăm în sfârșit. Am mai rămas tinciu și ce mai e pe aici, câteva alea de făcut, de vopsi panourile astea. Să rămână. Noi la noapte o să plecăm și nu mai e timp. Am reușit să facem cât de cât ce a fost mai dificil. Două săptămâni fără oprire, dar a ieșit frumos. Eu cred că a ieșit destul de mișto. E altceva. Față de cum era, am și muncit fără oprire, dar s-a meritat. Faza e că vin norii și nu ne mai lasă să turnăm. Acum o să mergem să mâncăm, să vedem dacă s-o duce norii ăștia. Am turnat și prima treaptă de la scară. Aici o să vină scara. 1,90 cu 3,81, cum v-am zis și ieri. Am pregătit și pentru a doua treaptă, dar nu ne mai dă timp să turnăm. Am băgat aici piatră, dar nu... Am fost să mai cumpărăm niște ciment, dar nu ne lasă vreme. Cam asta a fost, între ghilimele, vacanța în România. Ne revedem în Spania. La 6 avem avion și vedem. Ne vedem în Spania cu noi vloguri. Hai, dai drop. Din România v-am pupat. Pa, pa. După aproximativ vreo două săptămâni s-a dat și tinciu, l-au dat băieții, s-a finalizat. Mai sunt decât câteva detalii minore pe interior, pe care o să le fac eu acum dacă merg în țară. Sper să-mi dea timp. A ieșit totul bine, sper să vă placă și ne vedem la un nou vlog. V-am pupat!